după pensionare vor rămâne neocupate. Putem fi de acord să se aplice același principiu și mai departe pentru tot personalul, doar am rugat ca să aibă în vedere locul vacantat printr-o posibilă pensionare a asistentului medical, în sensul că se găsească soluții, adică să nu ne lasă în suspensie. Dumnealui a spus că va proceda la dirijare de personal, în sensul că s-ar pensiona un asistent medical de pe secție și secția nu ar mai putea desfășura activitatea. Noi știm că personalul medical din spital este la limita normativelor, este o situație delicată, de-abia se poate desfășura activitatea, continuitatea activității. Domnul manager s-a angajat la o redistribuire de personal de pe alte secții. Noi considerăm că nu este posibil aplicată, dar așteptăm să vedem poziția domnului manager. Dumnealui spune că este posibilă. Urmează să analizăm punctual situațiile care vor interveni. Asistenta șefă la secția interne, Veronica Mureșan, este nemulțumită că din luna ianuarie nu li s-au plătit unele drepturi. Din luna ianuarie, toate internările făcute în plus, respectiv externările, nu au fost plătite. Și sigur că suntem nemulțumiți pentru că lucrăm și nu suntem plătiți conform normelor legale. Cu posibilele reduceri de program, sunteți de acord? Mă rog, se caută tot felul de soluții pentru a se ajunge la economii și amintesc aici și posibila reducere a personalului nemedical, colegi cu dumneavoastră, până la urmă. Da, bineînțeles, nu suntem de acord cu și nu cerem să se facă reduceri de personal. Noi cerem să ni se atât casa de asigurări, cât și toate instituțiile superioare, ierarhii superioare, ar trebui să țină cont de marea solicitare a internărilor și să se acorde veniturile necesare pentru atât pentru internări, ca să ni se tot spune că fondul de salarii a spitalului din Năsăud, care este un spital de acuți, este de 80 și ceva la sută din veniturile care ni se alocă. Ori nu este Normal. normal, pentru că ar trebui să se țină cont de acest număr mare de solicitări. Zona este foarte mare, care ne este alocată spitalului și ar trebui să se țină cont de aceste solicitări pentru internare. Angajatele secției obstetrică-ginecologie cred că hotărârile pe care le-au luat nu au nicio logică. Deci eu nu văd un caz, nu văd o soluționare aceasta, pentru că noi, ca și asistente medicale, nu ne putem lua răspunderea să urmărim o gravidă fără medic sau să o asistăm la naștere. Deci medicul este prezent și nu știu dacă ar trebui să se gândească toată lumea că la o naștere nu poate să fie numai moașa. Trebuie să fie acolo mulți oameni, trebuie să fie și medicul de la nou născuți, trebuie să fie, deci, pediatru respectiv, deci trebuie să fie medicul ginecolog, trebuie să fie asistenta, infirmieră. Sunt două vieți care noi nu ne putem juca. Nu știu cum s-au putut gândi la soluția asta. Asta ar fi trebuit să fie nici să nu se gândească la ea. Aceasta nu este o soluție. Să rămânem fără medic în sala de naștere. Nu se poate. Pe secția noastră este o secție de urgență, unde în 5 minute se poate întâmpla orice. Este o mamă. La noi sunt femei de o anumită vârstă care trebuie salvate. Noi nu ne putem juca cu secția de ginecologie și mai ales cu sala de naștere. Nu știu, eu nu văd nicio soluție. Eu văd, nu știu, o vrut să iasă din impas, nu știu ce s-o gândit Se atunci. caută soluții disperate, ca să spunem așa, pentru economie și se pare că se taie de unde nu trebuie, din câte observ eu, decât de unde trebuie. Cum vedeți, cel puțin aici unde dumneavoastră activați Da. tot timpul, trebuie să rămână așa sau chiar îmbunătățit?
Eu mă gândesc că îmbunătățit, pentru că și noi suntem exact la limită. Dacă una dintre noi ne îmbolnăvim sau se întâmplă ceva, să știți că nu este cine să lucreze, fiindcă noi, secția de obstetrică ginecologie, are o altă pregătire. Deci există o altă pregătire. Cine este în domeniul medical trebuie să știe și acolo unde se conduce, trebuie să cine conduce, de la autoritate, managerul nostru știe ce se întâmplă într-o secție în care nu există medic de obstetrică ginecologie. Noi, asistentele, nu putem să ne luăm răspunderi care nu sunt ale noastre. Noi avem o anumită limită. Cât privește secția pediatrie, asistenta șefă crede că programul de 8 ore este total aberant și, în plus, mult mai costisitor. Din punctul meu de vedere, având în vedere că sunt asistentă șefă la secția pediatrie, se știe foarte bine că copiii sunt un caz mai special, deci nu e ca adultul. Copiii trebuie în momentul când le faci un tratament, când le pui o branulă, când le faci o intravenoasă, când le pui, trebuie să le montezi o perfuzie. Nu stau singuri, deci trebuie ținuți, trebuie imobilizați. Motiv pentru care o asistentă singură pe tură nu poate, pentru că nu poți să și imobilizezi un copil și să-i și faci manoperele care îi se cer. Se spune probabil că poți să imobilizezi aparținătorii. Aparținătorii să știe că sunt destul de dificili. Un adult, când e vorba despre el, e cu totul mai cooperant. Un adult sănătos, având în vedere că mama sau tata, părintele respectiv a copilului, e sănătos și e și normal ca de copilul tău să te doară cel mai mult, refuză să îi țină sau să imobilizeze sau am impresia că le face nu știu ce, e destul de dificil. Motiv pentru care programul de 8 ore care se impune de domnul manager, care aduce o economie, e total aberant din punctul meu de vedere. Se face economie sau nu? Nu se face economie, ba din contră, având în vedere că secția pediatriei are un număr de 25 de paturi, ar trebui mult mai multe persoane pe 3 ture decât s-ar acoperi 2 ture. Astfel se riscă ca la jumatea lunii, având în vedere că nu poți lucra mai mult de un număr de anumite ore cât se cuvine în luna respectivă, respectiv la 20 de zile, 160 de ore, mă rog, se crește procentual cum câte zile lucrătoare sunt, riști ca în ultima săptămână să nu mai ai pe cine pune pe tură, că tu ți-ai terminat normativul de ore efectuat. Rămâne de văzut la ce înțelegere vor ajunge cadrele medicale de la Năsăud. Cert este că și bolnavii au auzit de problemele medicilor și îi susțin. Medicii nu ne pretind absolut nimica, dar nu le este răsplătită munca. Care ar fi cauza? Zice, cauza pentru că guvernul nu le dă salarii suficiente. Că asta ar trebui, corespunzătoare. Avem niște medici foarte buni, în special domnul doctor Rustan, e un om deosebit și cel mai bun medic, pot să zic, că este din orașul Năsăud, din spitalul interne. Conflictul de muncă din cadrul spitalului Năsăud se va dezbate astăzi de la ora 20 în cadrul primei ediții a emisiunii Direct în problemă cu Iulia Stupinian.